proiectul de lege privind privatizarea băncilor comerciale a fost elaborat în toamna anului 1995 de guvernul Băcărăl. Potrivit legii 55 privind accelerarea procesului privatizării, guvernul avea obligația să prezinte în termen de 60 de zile acest proiect de lege. A fost înaintat vechiului Parlament, a fost discutat în Senat în 1996, primăvara 96, supus la vot, nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru o lege organică. În aceste condiții, pentru a elabora o asemenea lege și o trece în Parlament, s-a inițiat un alt proiect de lege, semnat de 75 de senatori. Eu personal am solicitat liderilor de grupuri parlamentare din Senat să spună punctul de vedere. Am adus unele mici îmbunătățiri și legea aceasta semnată de 75 de senatori din toate grupurile parlamentare a trecut prin Senat. Discutată anul trecut în iunie în Camera Deputaților, a avut aceeași soartă. Toate articolele au fost votate, iar votul final nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru legea organică. Erau și puțini în sală în momentul când s-a supus la vot. În aceste condiții, potrivit procedurilor prevăzute de regulamentul celor două camere, acel proiect de lege urma să discute din nou în Senat. Nu s-a discutat în luna octombrie. Pe urmă, am refăcut puțin proiectul de lege și pe baza propunerilor formulate în Camera Deputaților în timpul dezbaterii și l-am înaintat la guvern, ca să spună și actualul guvern părerea. Guvernul a preluat acest proiect de lege și l-a înaintat ca o lege a reformei. Deci nu este o lege nouă. O lege discutată foarte mult în cele două camere. Părerea mea că nu i s-au dus îmbunătățiri. Poate n-am mai avut în vedere, de exemplu, principiul ca prin privatizare băncile practic să-și dubleze capitalul, pentru că ele sunt subcapitalizate. În vechiul proiect de lege se prevedea că privatizarea se face în două etape succesive. Prima etapă, aceea de majorarea capitalului prin noi aporturi de capital, prin vânzare de acțiuni către persoane fizice și juridice cu capital privat, române sau străine, până când capitalul privat deținea majoritatea. Majoritatea, înțelegându-se după toate regulile, 50% plus o acțiune. Și urma etapa a doua, vânzarea acțiunilor deținute de FPS, respectiv de stat. Deci, în felul ăsta, practic, capitalul băncilor se dubla. Mai aveam o prevedere că, înainte de privatizare, capitalul băncilor se actualizează prin includerea tuturor activelor patrimoniale la prețul pieței. Deci, acum în capitalul băncii nu se reflectă, de exemplu, construcțiile. Nu se reflectă la prețul pieței. Și am dat exemplu sediul central al băncii comerciale, vis-a-vis de universitate. În bilanțul băncii comerciale, e înscrisă la un preț de 500 de milioane de lei. Bun înțeles, reevaluat acest preț potrivit hotărârii 500 a guvernului, respectiv multiplicat de 5 ori, pe 500 de milioane de lei. O asemenea clădire în care numai
costurile de consolidare și renovare se ridică la peste 30 de miliarde de lei. Deci, totuși, așa cum este, este o lege absolut necesară. S-a prevăzut și în asta, dar nu obligativitatea asta, că privată să-ți majoriți capitalul și pe urmă să vinzi. Adică, operațiunea se pot face concomitent în actuala. Este. Eu am votat pentru și toți au votat pentru. Am susținut-o în Comisia de Buget Finanțe. Eu nu sunt de acord cu ideea asta că hai să falimentăm o societate ca pe urmă să o vindem. Nu sunt de acord să privatizăm morți, să privatizăm întreprinderi viabile, societăți viabile. Hai să ne uităm în țările dezvoltate. Atunci când societăți de importanță deosebită pentru economie, când merg prost, sunt naționalizate. Și statul vine și o restructurează, pompează sânge, ia bani, tot ce-i trebuie. Și pe urmă o privatizează. O vinde, da. O vinde. Adică asta e regula. Nu vinzi morți, vinzi societăți viabile, care să producă, să prezinte interes pentru investitori, indiferent că investitorul român sau investitor străin. Doru Moise, în primul rând, bună ziua și bine ați revenit la Râmnicu Vâlcea. După o absență de 5 ani, v-aș ruga să ne spuneți cum ați găsit această sală în care aș putea spune că ați cunoscut consacrarea. Ce, m-am regăsit o sală care se pare că are o unică utilizare acum, numai pentru handbal. Din păcate, acum câțiva ani, când eu eram aici la Vâlcea, s-a jucat și volei, și basket, și handbal, și volei băieți, erau mai multe echipe, era altceva, era sport. Acum s-a trecut pe un singur sport și eu zic că nu e bine, orașul are posibilități mult mai mari. Suntem un oraș la ora actuală fără o echipă de basket la nivel înalt. V-aș ruga să ne spuneți ce credeți că a determinat Federația Română de Basket să ia o decizie de organizarea unui turneu play-off la Râmnicu Vâlcea, într-o sală în care, așa cum se poate observa, nu sunt mai mult de 20 de spectatori. Credeți că basketul câștigă ceva din acest spectacol în fața unor tribune dezolante goale? Ce se întâmplă? S-a stabilit sistemul de așa natură, ultimele două turnee să fie pe terenuri neutre. Și primul turneu a fost la Focșani, unde nu a fost mare diferență, poate au fost câteva zeci de spectatori în plus. Și al doilea turneu a ajuns la Vâlcea pentru că, în general, lumea se ferește să-și ia o asemenea belea pe cap, să-și strică tabieturile oamenii care trebuie să organizeze. Însă am avut eu relația aici cu oamenii și am reușit să aducem turneul într-o sală, zic eu, bună, o sală competitivă. Și eu am sperat că o să vină niște oameni, pentru că, țin minte, am avut cu ani în urmă sala plină la niște meciuri de basket. Acum, nu înțeleg de ce nu vine lumea, pentru că chiar mă gândeam și mă gândesc de multe ori când mă uit în Germania la niște competiții, orice, dan sportiv, orice salile sunt arhipline, eu zic că e vorba și de o cultură sportivă care face parte din cultura generală. Și, bine, începutul e în școală, unde nu se face mai nimic. Oamenii nu știu ce e la basket, termină școala și puțin știu cum să joacă un meci de basket și nu numai de basket, și de volei. Sunt convins, orice alt sport în afară de handbal ar fi aici în sală, n-ar veni nimeni.
Și, ca să fac o glumă, în felul ăsta reușesc să ieși și o dată campion la Râmnicu Vâlcea. După cei 17 ani m-am chinuit, n-am reușit să câștig campionatul aici la Vâlcea, ies campion la Vâlcea cu altă echipă. V-aș ruga să ne spuneți vis-a-vis de baschetul vâlcean și de cel juvenil, fiindcă ați spus că din spate, la nivel de juniore, vine o generație destul de bună. La Vâlcea, domnul Vlădulescu pregătește o nouă, poate, generație de basket feminin care să aducă basketul local în primul eșalon al țării. Cum îl caracterizați dumneavoastră și v-aș ruga să ne spuneți acest lucru prin prisma faptului dacă ați mai ținut cumva legătura cu basketul vâlcean? Eu am fost, am chiar în toamnă am vrut să încep și eu aici să o iau de la capăt cu niște copii. Dar din păcate condițiile sunt, nu știu cum să spun, lumea e plictisită, lumea nu mai vrea nimic. Am vrut să fac o selecție, n-am avut sală, am găsit o sală, am vrut să fac niște panouri, n-am avut cu cine. Ce să vă spun, la școala sportivă sunt o grămadă de catedre. Pe vremea când eu aveam echipa de divizia aici, eu aveam și junioare 1 și junioare 2 și mini-basket, colegii mă ajutau foarte puțin, se uitau la mine, mă aplaudau, bravo, mă muncești. E un dezinteres, toată lumea vrea să primească niște bani și după ce primește banii să muncească. Ori asta nu există nicăieri. Eu nu mă feresc de nimeni, eu sunt foarte bine plătit acum, poate mai bine decât unii antrenori de fotbal, dar n-am cerut. Cât am fost la junior și am început performanța, am fost la fel de prost plătit ca ceilalți. Deci nu se poate, toată lumea se vaită, dar ce pentru salariul ăsta, ce vrei să fac mai multe? Nu e așa. Cine face rezultate, cine scoate astăzi un jucător, de exemplu noi la echipa Acro am avut anul trecut, sponsorul a plătit 50 de milioane pe o jucătoare. Deci dacă îi reușești să faci o jucătoare ziua de azi, să o aduci la o valoare, poți să câștigi niște bani, dar pentru asta trebuie un an de zile să muncești. Și după ce ai muncit să aștepți rezultatul. Ori ce cunosc eu așa din colegii mei, în general așteaptă să vină cineva să le dea 1 milion pe lună și apoi precis să apucă de treabă, dar nici atunci nu cred că o să se apuce. E mentalitatea veche, de 50 de ani, e rădăcinată la noi, e greu de schimbat. Într-o lume a basketului feminin pe care dumneavoastră o considerați, deci, plictisită de acest sport și nu numai a basketului, deci, din câte ne spuneți dumneavoastră, v-aș ruga să ne spuneți, domnule Doru Moise, antrenorul Doru Moise, se consideră un om plictisit de basketul feminin sau va încerca ceva nou, va încerca să pună pe picioare acest sport într-o manieră occidentală? De câțiva ani de zile eu mă lupt pe undeva cu morile de vânt. Acum în federație sunt niște oameni care au fost și înainte, dar au scăpat de un mic tiran care l-am avut noi, care dicta totul. Mă înțeleg foarte bine cu antrenorul federal și cred că o să reușim, asta discutăm tot timpul, să schimbăm puțin oamenii. Deci am discutat, trebuie să ne ducem puțin la ei la antrenamente, deci să nu-i mai lăsăm să facă ce vor ei. Dom'le, pentru echipa națională, jucătoarea X trebuie să știe cu tare și cu tare. Dacă tu nu știi, nu reușești să o pui la punct cu lucrurile astea, și am ajuns la ideea să facem chiar federația să trimită hârtii la cluburi și să spună, antrenorul X e incompetent. Vă rugăm să găsiți o soluție prin care să-l faceți să muncească ce trebuie, ori să-l schimbați. Deci, eu sper ca să facem ceva. Am discutat și de un eventual turneu în străinătate cu antrenori, unde să vadă, în Statele Unite chiar, să vadă acolo, că toate echipele acolo joacă la fel. Deci am văzut 10 echipe, absolut toate 10 echipe jucau la fel. Diferența era de valoarea individuală, pentru că oamenii sunt oameni, fiecare are niște posibilități. Deci, același stil de joc, aceeași pregătire, îmi spunea și un antrenor american, dacă la noi vii de la 4 la 6 în orice oraș din America, intri într-o sală, vei vedea același antrenament. Ori oamenii nu sunt idioți, că n-au ajuns acolo prin prostie. Au ajuns la concluzia, ăsta este randamentul maxim, până așa se obține randamentul maxim. Deci noi asta trebuie să facem. Acolo intervine calitatea antrenorului. Unul e mai deștept, unul vede mai bine greșeala, unul corectează mai bine. Normal că așa se face, altfel toată lumea s-ar termina meciurile egal. Trebuie să ajungem și noi la o idee unitară de joc, modernă, și după aia o să apară rezultatele.
Altfel nu. Un mocalit spunea în tribuna și aș vrea să ne oprim asupra acestui aspect, fiindcă suntem la Râmnicu Vâlcea și facem acest interviu într-un oraș care a iubit odată basketul feminin. Spunea deci că dacă Vâlcea și-ar aduna jucătoarele care sunt prezente în aceste zile, în cele 8 echipe prezente aici, ar fi adevărata campioană a țării. Cum priviți dumneavoastră acest aspect, mai ales că toate aceste jucătoare au fost eleve și au încercat să câștige chiar cu dumneavoastră la Râmnicu Vâlcea titlul național? Da, eu sunt convins că fără nicio problemă și cu fetele care le-am avut, dacă le-aș aduna, aș câștiga la pas campionatul, pentru că, de exemplu, acum 2 ani la Târgoviște, numai cu 4 din ele, zic eu, m-am plimbat prin campionat fără să am condiții extraordinare. Din păcate, ele au plecat și au plecat pe rând și atunci la Vâlcea poate în condițiile alea câștigam campionatul dacă nu era nebunia cu centrele universitare. În fiecare an îmi plecau 2-3 jucătoare, exact când ajungeau la nivelul maxim, îmi plecau la facultate undeva și trebuia să vină cineva din spate. Deci în condițiile grele am luat locul 2, locul 3 câțiva ani la rând. Acum dacă ne-am adunat, chiar am avut o propunere de la domnul Roibă, am avut o discuție acum 2 ani, sunt convins că puteam câștiga campionatul, da? Nu știu, mie mi se pare o atmosferă puțin de neseriozitate aici în privința sportului. Singurul lucru serios de altfel se face la combinat. Și eu am avut convingerea o bună perioadă de timp că niște oameni chiar au încercat să desfințeze niște sporturi ca să nu se mai complice lumea cu prea multe lucruri. Adică un lucru și atât, cred eu că s-a gândit că e suficient pentru orașul Vâlcea. Asupra Elenei Diaconescu din Râmnicu Vâlcea, polițiștii au descoperit 3 ștampile purtând inscripția Băncii Internaționale a Religiilor și mai multe ordine de plată. Nimic nu ar fi părut însă neobișnuit dacă ea nu ar fi folosit actele și ștampilele pentru a face rost de bani, înșelând mai multe firme și persoane din Râmnicu Vâlcea. În primul rând, lucrul ăsta l-am declarat domnului viceprimar și consider că asta este. Deci eu nu am nici de garanteze. Elena Diaconescu, în vârstă de 30 de ani, era administratorul societății comerciale Lena SRL și a fost depistată de reprezentanții poliției în timp ce încerca să ridice de la societatea comercială Diana Company SRL suma de 3.800.000 de lei, folosind un ordin de plată fictiv. Cercetările întreprinse de poliție au demonstrat că Elena Diaconescu reușise să păcălească și reprezentanții altor firme din Râmnicu Vâlcea, producând un prejudiciu de 7 milioane de lei. Cele 3 ștampile purtând inscripția Băncii Internaționale a Religiilor și ordinele de plată care au fost găsite asupra acuzatei, dovedesc că Elena Diaconescu a făcuse din înșelătorie o practică. După ce a fost arestată preventiv, ea a explicat anchetatorilor ce a determinat-o să procedeze așa pentru a face rost de bani, însă motivele au rămas cel puțin pentru reprezentanții presei învăluite în mister. Deci nici declarația asta nu face presii că regretați sau nu regretați? Domnul Cisnaru, eu am spus că vreau să-i nu am ce lucrat. Și cred că este opțiunea. Da, corect. Nimeni nu poate obliga să... Deci, consider că lucrul ăsta se poate, nu știu să fiu sau să nu fiu de acord. Absolut, corect. Cu declarații presii. Da.
Elena Diaconescu este acuzată de înșelăciune, fals material în acte publice și uz de fals. Polițiștii Serviciului Arme, Explozibili și Substanțe Toxice au constatat că unii vâlceni dețin ilegal arme și muniții, unele procurate de peste graniță, altele fabricate artizanal. Lista celor depistați este destul de lungă. De exemplu, Nicolae Georgescu din Frâncești a dovedit că este extrem de talentat, întrucât și-a confecționat singur o armă de vânătoare cu magazie tip butoiaș și 4 cartușe de calibrul 16. Chiar dacă i-au admirat măestria, anchetatorii l-au trimis în judecată pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor. Același lucru l-a pățit și Viorel Ungureanu, care a adus din Grecia un pistol de fabricație argentiniană marca Bersa și 36 de cartușe, având calibrul 5,6 mm. Dorel Rezmiveș și Gruia Gunici sunt cercetați tot pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor. Ambii dețineau ilegal pistoale cu muniție evitantă lacrimogenă, pe care nu ar fi ezitat să le folosească. Polițiștii au confiscat de la iubitorii de arme un întreg arsenal de pistoale, puști de vânătoare și cartușe. Ei spun că unele dintre acestea sunt fie foarte vechi, fie confecționate artizanal, dar toate, absolut toate, sunt în stare de folosință.